Vă salut și eu pe toți în Duminica Tomii. Suntem o săptămână după înviere și imaginați-vă în fața Domnului Iisus Hristos. Toma zicea, unul dintre cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Interesantă este biografia lui Toma pe care o construim din Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, când Domnul Iisus le spune pe față, Lazar a murit. Cine credeți că este cel care a zis, să mergem și noi să murim împreună cu el? Cum l-ați caracteriza? În mod evident, fie este un visător, fie este un naiv, fie este un empatic, unul care a încercat să simtă durerea Mariei și a Martei. Apoi, în capitolul 14, suntem la cina cea de taină, în camera de sus și Domnul Iisus le spune, știți unde mă duc, știți și calea într-acolo. Toma este cel care sare, spune, nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea într-acolo? Iar în textul nostru, capitolul 20, 24 la 29, este cel în fața căruia vom sta, îl mai vedem pe Toma la pescuirea minunată din ultimul capitol. Și din textele acestea ar trebui să construim biografia lui. Dar dați-mi voie să citesc textul mai departe. Ceilalți ucenici i-au zis, am văzut pe Domnul! Dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și palma mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii erau iarăși în casă și Toma era și el împreună cu ei. Nu știu dacă nu v-ați oprit să vă întrebați, Doamne Iisuse, Tu erai prezent, ai auzit cuvintele lui Toma, puteai doi să te învederezi, așa cum ai intrat prin ușile închise, puteai zici, Toma, aici sunt. De ce l-ai lăsat să fiarbă 8 zile? Nu știu ce vă imaginați că s-a întâmplat în inima lui Toma în cele 8 zile și ce s-a întâmplat în jurul lui Toma în cele 8 zile. Eu bănuiesc că ucenicii au venit și l-au scuturat și au zis, Toma, am văzut pe Domnul, am viat. Întreabă pe Maria, întreabă femeile. Vorbește cu Ioan, cu Petru. Du-te la cei doi care mergeau spre Emaus, s-au întâlnit cu el la frângerea pâinii. A venit în camera de sus și a mâncat înaintea noastră. Toma, a înviat Domnul. Nu știu exact ce s-a întâmplat în inima lui Toma, dar Toma în cele 8 zile a auzit de nenumărate ori Evanghelia. Și în esența ei, Evanghelia se reduce la Hristos a murit și Toma nu avea niciun fel de probleme cu prima parte a Evangheliei și a doua, Hristos a înviat. Cu asta avea el probleme. Deși 8 zile a auzit Evanghelia, totuși n-a crezut. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă, Toma era împreună cu el, cu ei și pe când ușile casei în care, sau camerei în care, a locului în care erau încuiate, a apărut Iisus în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul și pune-l în palma mea și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. În momentul acela, Toma se prăbușește la picioarele Domnului Iisus și îl declară Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și-au crezut. Dacă textul s-ar opri aici, aș pleca capul în jos și m-aș uita supărat spre cer. Doamne, de ce unii să vadă ca să creadă și alții să nu vadă și să creadă? De ce faci nedreptate celor din urmă? Dar textul nu se oprește aici, ci continuă cu versetul 30 și 31. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Din toți cei 4 evangheliști, doar Ioan relatează istoria cu Toma, pe care tocmai am citit-o. Întrebarea mea este, care-i scopul lui? Cum își atinge el scopul Evangheliei prin acest eveniment? De ce era nevoie de relatarea acestui eveniment care a lăsat în istorie o diră care trage după ea
o sintagmă, Toma, necredinciosul. Cu siguranță că Duhul lui Dumnezeu, insuflându-l pe Toma, a lăsat această istorie cu folos pentru noi. În primul rând, și-aș aduce două lucruri importante înaintea noastră. În primul rând, această istorie marchează o graniță clară între două etape consecutive și distincte în desfășurarea planului lui Dumnezeu. În al doilea rând, istoria aceasta este esențială în definirea credinței mântuitoare. Dați-mi voie să le iau pe rând. Deci istoria lui Toma ține de o graniță pe care Duhul lui Dumnezeu ține să o treagă între două etape distincte și consecutive în desfășurarea planului lui Dumnezeu. Poate vă întrebați, ce au toate astea face cu noi? Dragii mei, să nu merg prea departe, aici în biserica noastră, în mințile oamenilor, sunt astfel de dispute. Pentru că, în general, în creștinism există două teorii, teoria continuității și a discontinuității. Dați-mi voie să le desenez, e mai ușor să le pricepe așa. Teoria continuității spune că tot ce a făcut Domnul Iisus și tot ce s-a întâmplat în perioada apostolică trebuie să se întâmple în mod obligatoriu și în perioada istoriei bisericii. Și de aceea, într-un fel, suntem împărțiți în două tabere. Unii care pretind că trebuie să învieze morții, să facă minuni, Dumnezeu să răspunde la rugăciuni, dacă nu se întâmplă, noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Teoria continuității ar aștepta ca să fie normative lucrurile din vremea Domnului Iisus și ale apostolilor, pe care le citim în Evanghelii și în vremurile noastre. Teoria discontinuității, în schimb, vine și afirmă că Domnul Iisus Hristos a venit și s-a legitimat. Dacă nu credeți ce vă spun, credeți măcar din pricina lucrurilor pe care le vedeți. S-a legitimat prin minunile pe care le-a făcut, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, care înviază morții, poruncește furtunii, valurilor, mării. Apoi Domnul Iisus avea ca o extensie pe apostolii lui pe care i-a trimis în lume și i-a legitimat prin minuni asemănătoare. Dar între apostoli și biserică există o graniță și istoria lui Toma marchează această graniță. Ascultați ce scrie apostolul în Evrei, capitolul 2, versetul 3 și 4. El vorbește despre o mântuire așa de mare care a fost vestită mai întâi de Domnul, aveți crucea mai întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, și aceștia sunt apostolii, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia sa. Observați, pe apostol, Domnul Iisus i-a legitimat, pentru că ei trebuiau să aibă credibilitate în ceea ce vor mărturisi. Ei ne-au lăsat scripturile. Să mă întorc înapoi la discuția dintre Toma și Domnul Iisus, cel puțin la cuvintele Domnului Iisus. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți. Observați schimbarea, este o schimbare radicală. Apostolii au auzit, au văzut, au atins cuvântul întrupat. Ascultați-l pe Ioan cum își introduce epistola, ce era de la început. Ce-am auzit cu urechile noastre, ce-am văzut cu ochii noștri, ce-am privit, ce-am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi și bucuria voastră să fie deplină. Ce spune Ioan? Așa cum Toma s-a bucurat în fața cuvântului întrupat, noi ne putem bucura în fața cuvântului scris. Cuvântul scris prin Duhul Sfânt are puterea să stârnească inimile noastre la a ne pleca înaintea Domnului Iisus Hristos. Care e diferența între ei și noi? Și noi auzim, vedem, atingem, dar nu cuvântul întrupat, el s-a înălțat la cer, ci cuvântul scris. Cuvântul scris. Însuși Domnul Iisus trage graniță, pregătește această graniță între cele două etape ale desfășurării planului lui Dumnezeu. Aveți înaintea dumneavoastră câteva exemple. Dați-mi voie să fug repede prin ele. În primul rând este pilda lui cu Lazar și bogatul. A murit și Lazar, a murit și bogatul. Unul în sânul lui Avram, celălalt în focul cel veșnic. Și dintr-o dată se văd unul pe altul și zice, părinte Avrame, dacă nu poți să-l trimiți pe Lazar la mine, trimite-l cel puțin la frații mei, mai am 5 frați.
Au pe Moise și prorocii, au scripturile. Nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Ce răspunde Domnul Iisus prin gura lui Avram? Dacă nu cred scripturile, chiar dacă va învia cineva din morți, tot nu vor crede. Cu alte cuvinte, credința mântuitoare, dacă vrei să eviți iadul, să ajungi în rai, scripturile trebuie să-ți aducă bucuria aceea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Veniți cu mine după masa învierii, cei doi merg spre Emaus și un străin îi ajunge din urmă, intră în vorbă și cei doi își varsă sufletul. Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim? Noi credeam că, dar... Ce interesant, în loc să le rezolve dilema în 3 secunde, Domnul Iisus a început de la Moise, de la toți prorocii, l-a trecuit în toate scripturile ce era cu privire la el. De ce nu le-a legat credința de pălmile lui străpunse? Pentru că credința mântuitoare trebuie legată de scripturi. Dați-mi voie să mă opresc lângă Domnul Iisus în camera de sus. Intră între ucenici în seara aceleia zile, Toma nu era cu ei, dar spune, așa este scris, așa trebuia să împlinească tot ce spun scripturile cu privire la mine, Moise, legea, prorocii, psalmii sau scrierile. Le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Dragii mei, faptul că acesta este tiparul o dovedește convertirea lui Saul din Tars. Pe drumul Damascului se întâlnește cu cel înviat. Saule, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Doamne, cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. În momentul acela, căzut cu fața la pământ, orb de strălucirea apariției lui Hristos, întreabă, ce vrei să fac? Dragii mei, și-a căpătat vederea în chip miraculos după 3 zile. Dar eu nu-l văd pe Pavel alergând pe străzile Damascului să vorbească despre Hristos, ci se duce 3 ani în Arabia și stă și frunzărește scripturile pe care le cunoștea pe din afară. Până când din scripturi a înțeles că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, din scripturi. Observați, istoria lui Toma, pregătită de Domnul Iisus cu multă grijă, marchează o graniță între 2 etape distincte și consecutive în desfășurarea planului lui Dumnezeu. Dumnezeu este același și azi poate învia morții, poate vindeca bolnavii, poate răspunde la rugăciuni, dar nu cred că în perioada istoriei bisericii lucrurile acestea sunt normative. Da? Sunt normative. Dragii mei, și ne-am trecut prin așteptări și dorințe de a-L vedea pe Dumnezeu atingându-se de noi și casa noastră. Dar a trebuit să ne plecăm ca Domnul Iisus în Ghețimani, în fața voiei suverane a Tatălui. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Al doilea lucru pe care istoria lui Toma și nicio altă istorie, pentru că nu o găsiți altundeva în Biblie, o aduce înaintea noastră, este un pas esențial în definirea credinței mântuitoare. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, spune Scriptura. Ascultați afirmația de scop al evanghelistului. Aceste lucruri au fost scrise cu un scop. Și scopul este ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Sunt câteva concepte mari în această afirmație. Unul, Iisus este Hristosul, indiferent ce crezi sau nu crezi tu despre El. Este întrupatul Fiul lui Dumnezeu, este trimisul lui Dumnezeu, este Mesia. Al doilea lucru, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dovada este învierea morților, spune Pavel. Morții pe care El a înviat și moartea care a fost biruită de către El. Și există viață în numele Lui, pentru că în El era viața și viața era lumina oamenilor. Întrebarea este, cum am eu acces la această viață? Ori Ioan spune, prin credință. Observați, credința este singura variabilă. Și vestea proastă este că nu orice fel de credință este mântuitoare. Există și credință zadarnică, moartă, drăcească. O, dracii cred, cunosc toată informația și se înfioară. Da? Dar la ce ajută? La absolut nimica. Și din pricina aceasta, pentru că nu orice credință mântuiește, este mare lucru să știu ce fel de credință am, ce fel de credință păstrez, pentru ce credință mor. Da? Pentru ce credință mor. Pe voi înșivă, încercați-vă, dacă sunteți în credință, le scrie Pavel, corintenilor care nu știau exact pe ce drum umblă.
pe voi înșivă încercați-vă. Ca să mă încerc, trebuie să cunosc credința mântuitoare. Și de aceea nu mă întrebați pe mine, că nu știu. Întrebați-l pe Ioan, el a fost în prezența Domnului Iisus Hristos. Și întrebarea mea este, cum definește Ioan credința mântuitoare? Pentru că nu departe a fost sărbătoarea Învierii, știm acum că învierea dovedește faptul că Dumnezeu Tatăl a acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos și în baza ei ne-a socotit neprihăniți. Dar nimeni n-a fost de față când a înviat Hristos. Când a înviat Hristos, gărzile templului erau moarte aproape la pământ. Cu alte cuvinte, habar n-aveau ce s-a întâmplat, au văzut doar piatră răsturnată de o parte și mormântul gol. Și pentru că nimeni n-a fost prezent la învierea Domnului Iisus Hristos, ca să ne convingă de ea, Domnul Iisus timp de 40 de zile s-a arătat ucenicilor lui, până când învierea lui s-a luat pe ei. Acum, evanghelistul Ioan nu vorbește despre toate arătările în cele 40 de zile, ci alege câteva și le pune într-o anumită ordine ca să mă ajute să fac pași spre credința mântuitoare, să nu ies din Evanghelia lui ca necredincios, ci ca unul care prin credință beneficiază de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Primul pas îl sugerează apostolii care îl văd pe Toma intrând în mijlocul lor și strigă, l-am văzut pe Domnul! Cu alte cuvinte, Toma, Hristos a înviat! Informația era sau nu era corectă? Da, era absolut corectă. Observați, Hristos a înviat, asta înseamnă, l-am văzut pe Domnul. Toma a auzit informația, cu toate astea nu i-a ajutat la prea mult. Informația nu i-a stârnit inima, nu i-a schimbat comportamentul. Informația este parte din Evanghelie. În ultimă instanță, Evanghelia este o informație și dacă o informație greșită, ai o credință greșită. Informația trebuie să fie corectă. Ascultați-l pe Pavel în 1 Corinteni 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Observați o informație. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Informație. S-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, apoi la peste 500 de frați și în urmă mi s-a arătat și mie, spune Pavel. Informație, deși absolut esențial, pentru că în informație se ancorează credința noastră, totuși nu este suficientă în sine însuși. În sine însăși. Timp de 8 zile, timp de 8 zile, Toma a auzit Evanghelia, a avut informația. Imaginați-vă cum a fost bombardat de toți cei din jurul, începând cu Maria, cu femeile, cu cei 12 Emaus, cu ceilalți ucenici, cu Petru, cu Ioan. A auzit Evanghelia. Nu i-a fost suficient. El avea nevoie de o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, cu persoana lui Hristos. Avea nevoie de o realizare lăuntrică. Informația aceea trebuia să intre în el, nu doar în mintea lui, în inima lui, să-i înduplece voința, să facă ceva în el. Ascultați-l pe Pavel cum își descrie convertirea. Dar când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, în mine, observați, informația trebuie să descopere în mine. Trebuie să existe acel moment în fața celui înviat. De ce enorm de mulți în lumea noastră care au informația corectă, totuși rămân necredincioși? Ascultați-l pe Pavel și veți înțelege. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4. Și dacă Evanghelia sau informația noastră este acoperită,
este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, să nu vadă strălucind lumina Slavei Evangheliei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Observați ce trebuie să se întâmple, trebuie să se crape de ziua, trebuie să dea vălul la o parte, să cadă solzii de pe ochi, să se întâmple ceva în mine ca să văd strălucind Evanghelia Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vă dați seama că este vorba de o luptă spirituală, de o luptă spirituală care de multe ori nu se rezolvă prin mai multe argumente. John Piper spunea, dacă credința mea ar depinde de argumentele mele, ea ar avea atâta forță și putere cât memoria mea poate duce. Dar când ajung la Alzheimer sau când ajung la să nu mai gândesc, să nu mi-aduc aminte de toate argumentele, ce se întâmplă cu credința mea? Dar când credința mea se ancorează în întâlnirea mea personală cu Hristos, când se crapă de ziua, dragii mei, atunci chiar dacă nu mai aduc aminte de cine stă în fața mea, de Hristos nu mă las. Este o experiență lăuntrică pe care o duc cu mine. Oare de ce Pavel își marchează discursul din Efesen cu rugăciuni? Doamne, deschide ochii minții și a inimii să priceapă ce le spun. Nădejdea chemării tale, bogăția slavei, moștenirii tale în sfinți. Doamne, umple-i de toată plinătatea dumnezeirii. Informația este esențială, dar eu personal trebuie să mă întâlnesc cu Iisus ca Toma. Vă întreb, ori am ajuns la destinație? Este suficient? Dați-mi voie să vă aduc aminte de Nebucadnețar. S-a întâlnit cu Dumnezeu Nebucadnețar? O da, în persoana lui Daniel, în capitolul 2, în fața cuptorului aprins, în minunea din capitolul 4, în care Dumnezeu îi spune ce se va întâmpla cu el și apoi în nebunia lui, abia atunci a ridicat ochii spre cer. Dar să las pe Nebucadnețar să vină în Evanghelie, s-a auzit predica de duminică după masă. În toate Evangheliile, deși mulți l-au văzut și au stat în prezența celui înviat, unii au crezut, alții s-au îndoit. Cu alte cuvinte, faptul că te-ai oprit în prezența celui înviat încă nu înseamnă că ai terminat drumul și ai ajuns la credința mântuitoare. Care e primul pas? L-am văzut pe Domnul. L-am văzut pe Domnul. Dar întrebarea este, ce faci în fața Lui? Te poți îndoi? Sau? Dați-vă la mâinile Lui. Trebuie să te oprești tu acolo. În fața semnelor cuielor. În fața celui înviat. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Cu alte cuvinte, al doilea pas este l-am mărturisit ca Domn și Dumnezeul meu. L-am mărturisit ca Domn și Dumnezeul meu. Cu alte cuvinte, am căzut la picioarele lui, m-am subordonat autorității lui. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Observați, Hristos a intrat în mine, nu stă doar în fața mea, ci a intrat în mine, afară numai dacă sunteți lepădați. Poate aș îndrăzni să spun că o credință mântuitoare mă duce într-o relație vie și personală cu Domnul Iisus. O relație mântuitoare mă duce într-o relație vie și personală cu Domnul Iisus. Nu așa începe în creștinarea mea, mărturisindu-L pe Iisus Hristos ca Domn și crezând că este viu și are drepturi asupra vieții mele? Ascultați-L pe Pavel definindu-și relația, credința. Am fost răstignit împreună cu Hristos, deci știu de moartea Lui și am fost prezent acolo. Dar sunt viu, trăiesc, nu mai trăiesc eu. Hristos a fost descoperit în mine, a coborât în viața mea, am devenit templul Duhului Sfânt. O credință moartă mă aduce într-o relație cu o dogmă rece și impersonală. Toată informația poate fi acolo, dar nu mă atinge, nu mă schimbă, nu mi înduplecă voința. Și dracii cred și se și înfioară, dragii mei. Când Domnul Iisus scotea duhurile necurate
Știau cine este. Știm cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Nu-i corectă informația? Observați, o informație nu-i suficientă. De aceea oamenii stau în băncile adunării și aud Evanghelia, dragii mei, în fiecare duminică, dar nu se întâmplă nimic în ei. Absolut nimic în ei. Perdeaua trebuie dată la o parte. Dar oare este suficient să te oprești înaintea Domnului Iisus și să zici Domnul meu și Dumnezeul meu? Câți am spus-o și am uitat lucrul acesta? Ascultați-L pe Domnul Iisus. De ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun? Observați, dacă cuvintele mele sunt reale, izvorâte din inima mea, ea transformă viața mea și mă duce pe urmele Domnului Iisus Hristos. Nu spune Scriptura, credința fără fapte este moarte în ea însăși? Este deci nevoie și de un al treilea pas în plămădirea credinței. Pasul întâi, m-am întâlnit cu Domnul, l-am văzut pe Domnul. Pasul doi, nu sunt între cei care se îndoiesc, ci l-am mărturisit Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar dovada faptului că nu-s vorbe goale este că am pornit pe urmele Lui și îl slujesc. Blădița care ne aduce roadă este tăiată afară și aruncată în foc. Slujirea în împărăția lui Dumnezeu nu e opțională. Nu este opțională. În capitolul 21, Domnul Iisus discută cu Petru. Petre, mă iubești tu? Știți răspunsul lui Petru. Doamne, toate le știi. Știi că te iubesc. Paște mielușei, oițele, oile mele. Cu alte cuvinte, vino după mine și slujește-mă, Petru. Istoria lui Toma este deci o graniță între două etape distincte în desfășurarea planului lui Dumnezeu, dar în același timp este esențial în definirea credinței mântuitoare. Unu, l-am văzut pe Domnul. Doi, l-am mărturisit ca Domn și Dumnezeul meu. Și trei, îl urmez și îl slujesc. Îl urmez și îl slujesc. Și asta mă aruncă în Daniel, capitolul 6. Pentru că nu cred că este un alt capitol care să mă învețe mai bine ce înseamnă a-L sluji pe Dumnezeu, mai bine decât mă învață Daniel, capitolul 6. Poate întrebarea pe care o puneți este, și eu vreau să-L slujesc. Unde? Cum să-L slujesc pe El? Răspunsul simplu, într-o coajă de nucă, este asta. Acolo unde te afli, cu alte cuvinte, nu căuta altceva, acolo unde te afli, făcând din viața ta altar al preoției tale. Făcând din viața ta altar al preoției tale. Dați-mi voie să vă familiarizez un pic cu istoria cei care n-ați citit-o de mult. S-au schimbat imperiile și Dariu, noul împărat peste Babilon, își organizează împărăția. Pune 120 de legători și împrăștie prin toată țara ca să vegheze și să guverneze noul imperiu sau noua țară pe care a cucerit-o. Peste cei 120 pune 3 și între cei 3 era și Daniel. Și cei 120 trebuiau să dea socoteală celor 3 pentru ca împăratul să nu sufere nici o pagubă. Absolut nicio pagubă. Imaginați-vă că sunteți Daniel între cei 3, peste cei 120, peste un imperiu care acum se organizează. Vă puteți imagina câtă treabă avea Daniel? Cât de ocupat era? Câte ceasuri lucra pe zi? Nu cred că avea o jumătate de normă. Dragii mei, era între cei 3 și pe lângă asta, ceilalți 2 l-ar fi mâncat de viu. Cu alte cuvinte, era un om extrem de ocupat. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Nu știu cum definiți un duh înalt, îl pot defini în diverse feluri de-a lungul cărții, dar în acest context al slujbei lui împărătești, un duh înalt înseamnă că el își făcea treaba de dragul Domnului și pentru Domnul. Cu alte cuvinte, indiferent câte ore lucra pe zi, îl avea pe Domnul înaintea lui și seara când își pleca capul pe pernă, un singur lucru își dorea, ca Domnul să fie mulțumit. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea slujba lui, în ce priveau treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea la el nicio greșeală, niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi nicio plângere
împotriva lui Daniel, decât dacă o vom găsi în legea Dumnezeului lui. Știți ce a urmat? Complotul. S-au dus la împărat cu lingușiri și au zis: împărate, abia ai ajuns pe tronul Babilonului și ca toată lumea să te cinstească, să te iubească, poruncește ca 30 de zile nimeni să nu se închidă altcuiva decât ție. Pune un scris, pecetluiește-o cu ștampila ta ca să nu poată fi schimbate. Dariu a picat în plasa lor. Ai scălit, a pecetluit și în momentul acela dușmanii lui Daniel au stat doar să pândească. Priviți-l pe Daniel. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde în odaia de sus ferestrele l-au deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum o făcuse și mai înainte. Spuneți-mi, care era principiul care guverna viața acestui slujbaș împărătesc extrem de ocupat cu treburile pământești ale împăratului nou așezat pe tron? Deși Domnul Iisus nu rostise în istorie, probabil șoptise în urechea lui Daniel deja, cel din cuptorul de foc sau cel din groapa cu lei, dar o făcuse înainte: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce a animat viața și rugăciunea lui Daniel? Eu nu cred că era disciplinat. De 3 ori pe zi își zicea rugăciunile. El avea un conținut în rugăciunile lui, se lupta în rugăciunile lui, pentru că aflase ceva din Scripturi care l-au împins la rugăciune. Găsiți lucrul acesta în capitolul 9, vom ajunge la el, dar citesc doar 3 versete. În anul întâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din împărăția Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmătările Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul prorocului Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu să-L caut în rugăciune, în cereri, postind în sac și cenușă. Ce anima viața și rugăciunea lui Daniel? Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu. El știa cine este. Da, sunt un rob din Iuda. Am fost adus aici din pricina păcatelor părinților mei, dar noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu și prin noi Dumnezeu trebuie să aducă sămânța lui Avram prin care toate familiile pământului să fie binecuvântate. Și de aceea, pe mine mă preocupă nu împărăția lui Dariu, deși sunt credincios în tot ce fac, ci mă preocupă împărăția împăratului meu. O împărăție veșnică care trebuie să fie așezată pe pământ. El știa lucrurile acestea, pentru că avusese descoperirile din capitolul 7. Observați ce îl mâna pe el. Când Domnul Iisus se uită la gloate, îi se face milă de ele și spune: mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrător la secerișul lui. Pe mine mă preocupă secerișul meu. Mâinile îmi sunt pline, nu mai vreau să aud de nimic altceva. Întrebarea mea este: am vreodată timp să visez la secerișul lui? Deși mâinile lui Daniel erau pline de treburile împărăției, dragii mei, când avea un moment de liniște în timp ce lucra, se gândea la împărăția lui Dumnezeu. Nu rostise Domnul Iisus rugăciunea, dar Daniel o știa: vie împărăția ta. Și el știa că lucrul acesta trebuie să se întâmple pe muntele acela unde Isaia 53 urma să se împlinească. Daniel este surprins, spurit la împărat și știți ce se întâmplă. Versetul 14 spune: împăratul s-a mâhnit foarte tare când a auzit lucrul acesta și s-a gândit cum putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar au venit oamenii aceia, i-au arătat hârtia, zic: împărate, ne pare rău, legea Mezilor și a Persilor nu poate fi schimbată, nu poate fi schimbată. Împăratul n-a avut ce face. A poruncit ca Daniel să fie dus la groapa cu lei și în timp ce îl ducea s-a dus lângă el și a zis: Daniele, Dumnezeul la căruia îi slujești necurmat să te scape. Au luat o piatră, au prăvălit-o peste groapă, parcă văd mormântul Domnului Iisus, nu-i așa? Au pecetluit-o
cu pecetea împăratului și a mai marilor lui, ca nimic să nu se poată schimba cu privire la Daniel. Apoi împăratul s-a întors acasă, a petrecut noaptea în palatul său, fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. Toată noaptea s-a întors pe o parte și pe alta cu o singură întrebare. Oare poate Dumnezeului Daniel să închidă gura leilor? În revărsatul zorilor, nu știu ce oră era. Nu uitați, suntem în Babilon, probabil 3 dimineața. În revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat, s-a dus în grapă la groapa cu lei. Apropiindu-se de grabă, a strigat pe Daniel cu glas plângător. Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeu, căruia îi slujești necurmat, să te scape? Priviți-l pe Daniel, a auzit vocea, s-a uitat afară pe fereastră și a zis, veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor ca să nu-mi facă niciun rău, pentru că n-am fost găsit vinovat înaintea lui. Cu alte cuvinte, am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut niciun rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și-a dat poruncă să scoate pe Daniel din groapă. S-a uitat la el, n-avea nicio rană, pentru că se încrezuse în Dumnezeul lui. Știți ce a urmat? Pedeapsa părâșilor lui, nici nu au ajuns în fundul gropii și au fost fâșiați ei și familiile lor. Dar pe urmă, textul se încheie cu decretul lui Dariu. Zilele trecute, norii, 4-6 ani, mă întreabă, care împărat crezi că este bun din Daniel? Eu zic, Nebucadnețar mi se pare bun. Ea zice, nu, mie îmi place Dariu. Tu ai auzit cum vorbește despre Dumnezeu? Cum vorbește despre Dumnezeu? Toate popoarele, toate neamurile, oameni de toate limbile, de-a lungul și de latul împărăției mele, pacea să vă fie dată din belșug, spunea Tavi. După care versetul 26 continuă, poruncesc ca în toată împărăția mea oamenii să se teamă, să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeu cel viu, El dăinuiește veșnic, împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Incredibile cuvinte! El este Cel care poate izbăvi, poate mântui, pentru că El l-a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Și textul se încheie cu Daniel a dus-o bine în timpul lui Dariu și în timpul lui Cir Persanul. Dragii mei, dați-mi voie să închei întrebându-mă, ca și voi, ce să iau cu mine din povestea asta, care o știu ca poveste de copil. Cred că aș putea lua principiul care guverna viața lui Daniel. Atunci când Pavel scrie cuvintele acestea, eu cred că Daniel, de care el știa, l-a insuflat să le pună pe înscris. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nu contează cât de ocupat ești, câte ceasuri lucrezi pe zi, la cine ești argat. Ce contează este cât îl cinstești pe Dumnezeu în locul în care te afli. Cum ți-ai transformat viața în altar al preoției. Dacă citiți textul mai departe, versetul 18 vorbește despre soți, apoi soții, copii, părinți, robi și stăpâni. Cu alte cuvinte, principiul acesta guvernează întreaga noastră viață, indiferent unde am fi. Nu e așa că și noi, ca Daniel, am fost chemați să schimbăm lumea, nu să fim schimbați de ea? Și de aceea, principiul acesta trebuie să-mi guverneze viața ca individ, să ne guverneze viața ca familie, ca biserică și fiecăruia dintre noi în societate acolo unde ne aflăm. Dați-mi voie să iau robii, cea mai de jos clasă, care îi vorbește Pavel. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți în fața ochilor lor, ca aceia care vor să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Cu alte cuvinte, trăiește-ți viața, fă-ți lucrul față în față cu Domnul, vorbește cu El, ca unii care vă temeți de Domnul.
orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre, voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Indiferent cât aș fi de ocupat, cum îmi arată viața? Și, dragii mei, sunt perioade în viețile noastre. Când ești bunic și nepoții sunt departe, ai mai mult timp pe mâini. Dacă sunt lângă tine, ești mai ocupat decât ai fost înainte, da? Dar când ești tânăr și abia s-au născut copiii și trebuie să-ți încropești o brumă de lucruri în jurul tău și ai examene de dat, viața ți este plină. Așa era și viața lui Daniel. Indiferent cât aș fi de ocupat, n-aș vrea să uit de faptul că eu sunt în slujba unei alte împărății. Și de aceea dialoghez nu cu stăpânul meu pământesc, pe el îl mulțumesc, chiar și cel greu de mulțumit, ne spune Petru, ci dialoghez cu stăpânul meu ceresc, mă gândesc la împărăția lui, la secerișul lui. Spuneți-mi, n-ar fi simplu dacă în loc de foarte multă teologie am luat cu noi un singur verset în dimineața aceasta? Matei 6,33. Haideți să ne ridicăm să-l cântăm împreună.